Tratamentul hemofiliei în România este un paradox, pentru că avem buget alocat generos de către decidenții noștri. Avem un protocol nou. Cu toate acestea, nu reușesc medicii noștri să ne trateze la nivelul de 4 unități internaționale per capita și per an, recomandat de Directoratul pentru Sănătate al Uniunii Europene. Pacienții diagnosticați cu hemofilie mai au și propria barieră. Nu înțeleg încă cât de important este să-și facă tratamentul corect și la timp. Încercăm să aflăm și să găsim soluții împreună cu medicii, să obținem un rezultat bun. Mi-am petrecut o parte bună din viață în spital, Cotul. A fost prima articulație afectată în mod serios și acum nu mai pot să întind complet. Cu genunchii am avut prima problemă în clasa a 6-a. Am lipsit majoritatea semestrului al doilea. Uneori mă simțeam izolat de restul, mă deplasez foarte greu, obosesc foarte repede, mă dor genunchii. Altor copii cu hemofilie aș transmite să aibă speranță. În ziua de azi au loc atâtea descoperiri și progrese încât probabil hemofilia nici va mai fi considerată o problemă. Am fost diagnosticat cu hemofilia în formă severă la naștere. Până acum câțiva ani aveam sângerări în fiecare săptămână. Și lipsa tratamentului a dus la problemele ortopedice, genunchii și coatele. Viața mi-a fost afectată atât profesional cât și în mediul de familie. Ne-a afectat foarte mult și părinți. La școală am lipsit deseori și astfel practic am făcut un an din școală într-un centru de recuperare. Au fost perioade foarte lungi, de ani de zile, când nu am reușit să mă angajez, deși am încercat. Problema apare în momentul în care se așteaptă să faci lucruri pe care un om care nu are hemofilie le poate face la muncă sau în societate. Un pacient cu hemofilie, atunci când este văzut, de exemplu, că are un mers greoi, da? Persoana de lângă el ar putea să spună că e o persoană cu handicap. De către protecția socială, probabil sunt privit ca o persoană care totuși are niște sau produce niște cheltuieli la nivelul sistemului de sănătate. Din punct de vedere al instituțiilor de stat, cu siguranță poate suntem priviți ca persoane care sigur au mereu nevoie acută de tratament și atunci normal că ne facem simțită prezența, încercând să ne cerem un drept legitim și anume dreptul la sănătate, dreptul la tratament. Pacient cu hemofilie merită să aibă acces la tratament conform nevoilor lui.